La mulți ani, România! La mulți ani, România! Bine ați venit, Pufane și Câinii! Sunt aici cu Dan și cu ocazia Zilei României. La mulți ani, ciobăneștilor românești! Exact! Și ne-am gândit să facem topie impropriu spus, să facem așa o recapitulare a celor mai frumoși ciobănești românești pe care i-am văzut noi la expoziția de la Bran. Care ne-au uimit cel mai mult acolo în expoziție. Da, care ne-au lăsat așa o impresie plăcută. Da, arbitrii știu și care sunt tipici, care sunt mai puțin tipici, nu ne băgăm pe așa ceva. Noi zic, da, toți care au venit și au fost, să zic așa, românești, pe noi ne-au impresionat. Noi o facem așa, cei mai buni 7. Cei mai buni 7 vă faceți. Cei mai buni 7 ciobănești. Noi luăm așa într-o ordine, dar asta nu e o ordine. Voi faceți în comentarii. Lăsați în comentarii exact topul care vi se pare cel mai frumos. Sau ordinea. Ordinea lor. Că noi suntem imparțial, nu vrem să zicem că ăla e cel mai frumos sau ăla. Nu ne băgăm. Noi vi arătăm pe cei primii 7 care ni s-au părut nouă, cei mai frumoși. Voi stabiliți ordinea în comentarii dacă doriți să lăsați ordinea. Hai să fane cu locul 7, părerea mea, cel din Ialomița, pentru că suntem aici. Ialomițeanul nostru să-l băgăm și pe el, pentru că a fost un ciobănesc care nu numai pe noi ne-a uimit, că a venit într-o formă foarte bună, dar și pe arbitri și pe cei prezenți. O atitudine foarte bună, un câine... Ce-a plăcut, fane? Al domnului Răzvan. Al domnului Răzvan. Da, de la noi din Jilavele, ca să zic așa. Da. Un ciobănesc corp foarte frumos. Pe zona Dâmboviței foarte, foarte frumos. Merită băgat în topul nostru. El provine din zona Dâmboviței. Da. Ok. Bine, hai să-l vedem. Arăt câinele. Îl știți deja din niște clipuri anterioare. Cei doi frați, unul dintre ei. Da. Felicitări! Deci a luat pedigriu, e acum oficial ciobănesc. Da. Da. A meritat să ia. Deci a meritat. Hai să vedem următorul. Locul 6, dar nimic. V-am spus, locul nu prea contează aici în topul nostru, că... Luăm așa într-o ordine aleatorie, da, normal. Locul 6 corului Cătălin Mohor. Al lui Cătălin Mohor, îl salutăm cu ocazia asta și pe Cătălin. Poate de la un crescător ne plac mai multe exemplare. Noi am ales un singur exemplar ca să nu să da, e bine. Un exemplar frumos. Să luăm 10 exemplare. Da, da, da. Corbii lui Cătălin Mohor, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Hai să-l vedem și pe al lui Cătă. Da. Băi, fane, potești ce exemplar deosebit. Spune-ne de el, da. Un an și 8 luni? Da. Un an și 8 luni ăsta, da? Din ce linie? Asta provine din linia lui Median. Din Median? Da. Super, super. A fost cumpărat aici de un prieten de cățel. Da. Este foarte, foarte agresiv. Foarte agresiv, ia. Frumos, are picioare. Și acum să vedem următorul. Locul 5, fane. Da. Sasha, al lui Costin. Costin, parcă era, al lui Costin. Al lui Costin Dumitrescu, da. Fratele lui Cătălin. Exemplar, nu ne băgăm. Unii zic, băi, că prea mare să fie. Nu ne băgăm, v-am spus. Nu ne băgăm la autenticitatea rasei. Noi da, zicem că e ciobănesc românesc. Acum arbitrii decid dacă e, nu e. Cumpărat, așa e, nu e, nu contează. Foarte masiv, agresivitate. Foarte bărbăție, frumos, o culoare frumoasă, eu zic că merită băgat. Uriașul Sasha, cum i-am spus noi într-un clip. E un uriaș, fan. E un uriaș. Hai să-l vedem în imaginile care urmează. Sper să vă placă. Ia uite. Costine, unde te duci, băi, Costine, fugi de noi. Sasha, Sasha. Este un artist al mânuirii câinelui. Ia zi, băi, artistule. Ești mulțumit de exemplarul ăsta? Ce-i face lui? Câine mare, gros? Da, mă, da, mă. Funny, funny.
Următorul, Dane? Locul 4, care ne-a impresionat foarte mult, a fost corbul Ilie Fătu. Ilie Fătu sau Fățu, nu știu, parcă da, Fățu. Pe care l-am filmat mai da. Mult. Îl salutăm și cu ocazia asta pe Ilie, dacă da. Se uită. Foarte frumos corb, tipic, a ieșit pe locul 2. Îmi pare rău, Fane, că n-am apucat să-l filmăm, nu știu, l-am găsit pe acolo, pe cel care a ieșit locul 1. Era bun și el de pus în top, pentru că un exemplar foarte frumos, da. Dar am auzit că o să ajungem și la el pe viitor. Exact, exact, nu l-am filmat, din păcate. L-am filmat sporadic, l-am filmat, dar nu clip separat, cum e la Ilie, ca să putem ce să punem și noi. Bun, haideți să vedem și pe corbul lui Ilie. Deci, haide să ne uităm la imagine cu corbul Ilie. Ăsta e Lucianu. Mă ascultă 4 ani jumate. Foarte bun de reproducție și ăsta. Uh-huh. Corect cu picioare. Negru ca mura. Ce face? Și mândru. Și în autobuz dacă îl bag, el nu lasă coada în jos de mine. Da. Da, uite-l pe alea. Foarte dacă fain. Îl bag, dacă mă fac că îl bate, tot nu lasă coada jos. Băi, pulică, băi, tată, băi. Da, băi, Ilie, fain. Da. A, nu ai fi eu pe primul, dar măcar pe ultimul să fiu. Lasă-mă, că e bine să fii și la mijloc, nu mă prim. Hai să vedem următorul, locul 3. Locul 3 îl avem pe Bruno, al lui Florin Stănică. Îl salutăm și pe domnul Florin Stănică. Un super om. Cu un super exemplar. Frumos, da. Agresiv, mărime, căpățână. Nouă ne-a plăcut. Sper să vă placă și vouă, un câine frumos, masiv. Un câine masiv de la și agresiv. Bogdan Popa Militarul, că tot precizează el mereu să-l... Da, de la Militarul? Da, Bogdan Popa Militarul. Aha, Bogdan Popa Militarul, ok. Sper să vă placă, rămâneți cu imaginile, da. Să vedem. Câți ani are Bruno? 3 ani. E masiv, e, îmi place. E un pic mai agresiv, așa, mai nu prea prietenos, nu-i prietenos cu oamenii. Aaa, am înțeles. Nu lasă-mă! Locul 2. Locul 2. Avem frizianul lui Florin Neagru, nouă ne placă ăștia mai dasma, așa? Frizianul, da, monstru, monstru de frizianul. Îl salutăm și pe Florin Neagru dacă se uită. Da, înalt, tot ce trebuie pe mascul, ne-a plăcut și ce să mai, merită un loc în topul nostru. Nu putem să zicem că e locul 2 pentru că topul v-am spus. V-am spus, voi stabiliți locurile adevărate, nu noi. Da. Noi așa, doar am făcut-o aleatoriu. Și nu am avut ciobănești mioritici, mulți poate zice, ați uitat ciobănescul mioritic, ați uitat... Bălanii, ați uitat... Bălanii, da, au fost și niște bălanii, da, noi frumoși, corvi aici. Toți sunt frumoși, dar noi am mers acum mai mult pe corvi. Da. Deci... Hai, rămâneți cu imaginile și vedeți și pe frizianul. Frizianul? Bă, mare frizianul, mare. Locul 1, ladies and gentlemen, cum zice americanul. Ladies and gentlemen, mergem cu... Sau doamnelor și domnilor, cum zicem noi românii. Mergem cu ciobănez românesc care chiar își face Carpatin. Treaba și pentru care a fost făcut pentru animale sălbatice. Deci o surpriză pe locul 1, Carpatin. Lucid Uruian. Să fie, da. Exact, domnul Luci Duruian. Super exemplare, ne-a plăcut, o grosime, adică câini care să pot lupta cu lupul, fiarele. Cu fiarele sălbatice. Și câinii se văd pe imagini, că au fost chiar atacați, da. s-au apărat împotriva ursului și unul dintre câini, ai văzut, era un pic julit, rupt pe la ochi. Câini munciți, oameni buni, câini... Câini de stână.
trăind de stână. Îl salutăm și pe domnul Luci Duruian. Luci, am auzit că și-a oprit un super exemplar mic. Trebuie să ajungem și pe la el. Da, și da. Cam asta este. Oameni buni, haideți să vedem și revenim. Revenim. Uitați-vă la câinii lui Luci. Carpatini. Poți să zici cum are ăsta, cu ce s-a fi luptat mea, Luci? Nu, am bă, într-o dimineață l-am văzut. A lucrat toată noaptea și dimineața l-am venit cu ușul apucat. Ulea, da, chiar a urs și n-a venit cu foarte mulți câini, cu trei câini. N-am avut unde să fie. Fane, dacă poți tu să focalizezi ce picioare are câinele ăsta. Asta e câinele bazamei, frate. Da, da, da. Uite da. Picioare și îmbrăcătură pe el și... E tata la așa lui. Deci e tata, da? Da. Ăla de la, de unde l-ați cumpărat, puștanul ăla? Păi era bun la stână când am făcut atunci ăla și au plecat noaptea tot așa lătrând. Tot și dimineața unde cățău și l-am găsit la pădure săptămâni mult în părâni, în pădure. Ai, lasă, dar ce să fie? Ea, da, vă mulți drum, dar ce știu, că numărea, nu era bun la, nu nimic cățău, era vaccinat. Deja șmechea și cățăul ăla. Aaa, păcat de el. Vreau să l-am la mult. Cam asta a fost înșiruirea noastră de ne-am gândit câini. De ziua României să facem un top la expoziția anului. Noi așa putem să o numim expoziția anului asta, pentru că rar vezi o așa expoziție. Felicitări UCHR-ul cu da. Ocazia asta. Mult succes în continuare. Îi salutăm și pe domnul Neagu Cosmin și pe domnul Cimiliu, care sunt mai apropiați de noi. Acesta, să zic, de noi. Și pe care îi cunoaștem. Super expoziție, foarte multe exemplare, teste de manșon. Exact ce ne-am dorit noi, asta s-a întâmplat. Și pentru echipa Fane și câinii a fost o binecuvântare, să zic așa. Da, și să nu uităm la primăvară când se organizează, tot așa mergem pe acolo, vă anunțăm, exact. Mai sunt oameni care vor să știe dinainte, chiar mi-a zis cineva, uite, n-am știut. E, asta e, noi o să anunțăm și noi înainte. Deci cam ăștia a fost, trebuie să promovăm românești, o rasă super, super bună. Da. Echilibrată și pază, mărime, frumusețe, nu judecăm. Sunt unii care merg pe standard, foarte bine, mergi pe standard. Unii care preferă mai mult masivitatea, cum suntem și noi de altfel. Foarte bine. Nu ne judecăm, trebuie să creștem aceeași rasă. Corect, corect. Depinde pentru ce ei, câini. Da. Dacă ei pentru stână ei... Nu suntem de acord cu metisarea, dar suntem de acord și cu o talie mai mare. Arbitru spune... cuvântul în ring, el decide. Exact. Arbitrii îți spun ultimul cuvânt, nu noi, noi nu suntem profesioniști. Noi nu suntem, nu judecăm care e metis, care nu e, că nu știm. Noi am spus ce ne-a impresionat pe noi pur și simplu. Ce ne-a impresionat, exact. Și cam asta este. Și vă salutăm încă o dată la de ziua României. La mulți ani România și la mulți ani români. Sănătate, rămâne. Sănătate. Și cu Fane și câinii.